Bună seara, doamnelor și domnilor, stimați invitați și neonorați astăzi, când iată suntem în sărbătoare. Vom sărbători împreună în această seară, în cadrul Săptămânii Europene a IMM-urilor, Ziua Întreprinzătorilor din România, ce este stabilită în calendarul oficial al sărbătorilor din România și, în același timp, un moment extrem de fericit ce încununează într-un frumos buchet anii parcurși de la înființare și până în prezent ai patronatelor întreprinderilor mici și mijlocii Galați, număr de 30. Doamnelor și domnilor, au răspuns invitații noastre oficialități de seamă, cărora vreau să le mulțumesc și să le asigur de întreaga noastră considerație și respect. Astfel ne onorează cu prezența președintele Consiliului Județean Galați, domnul Costel Fodea, care este și coorganizator din Consiliul Județean al acestei manifestări. De asemenea, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Florin Gianu și secretarul general Sterică Fudulea, însoțiți de domnul Nancu Dumitru, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, de asemenea, domnul subprefect Ciprian Manea și, desigur, o puternică delegație a reprezentanților IMM-urilor din județele Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Vrancea, Prahova, Ialomița și așa mai departe. Suntem deosebiți de onorați să avem în mijlocul nostru echipa de consiliere a Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii în Europa și Africa, reprezentată de către domnul Drew Beck. Sunt prezenți în sală oameni de afaceri, membri ai patronatului, parlamentari, conducători de instituții ce au tangență cu mediul de afaceri, parteneri de dialog social, reprezentanți ai mediului financiar bancar, ai mass media locale și centrale. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să vă prezint în mod concis. Inițial am zis să zic raport. Da, nu, am zis că e prea mult. Deci, în mod concis, să vă prezint câteva momente importante din activitatea celor 30 de ani pe care îi sărbătorim astăzi. 1993. Se constituie prima adunare de înființare a patronatului IMM din Galați. Într-un moment în care nu se cunoșteau foarte bine ce este o organizație patronală și ce înseamnă pentru mediul de afaceri, un grup restrâns de întreprinzători care au văzut în perspectivă rolul major al IMM-urilor au decis să se organizeze într-o asociație la nivel local care să apere și să promoveze interesele acestora. Printre cei care s-au constituit în primele grupuri ce doreau înființarea unei organizații patronale și care au avut un rol determinant în coagularea acesteia, e număr pe Mărioara Popa, Marius Simion, Relu Rucină, Mihai Țimpău, Aurora Șunca, Caraman Constantin, Ilie Z. Pleșcan, Marian Filimon, Ioan Furtună, Daniela Vlășceanu, Tudorache Dănilă, Paul Păcuraru, Mihail Cristescu, Costica Agache, Violeta Nanu, Mirela Rotaro, Elena Polimaru, Virgil Harapu, Pavel Victor și Iulian Simionescu. Mulți dintre ei, unii dintre ei, nu mai sunt în viață. Totodată se cuvine să amintim și să mulțumim celor care în numele Consiliului Național al întreprinderilor private, mici și mijlocii din România, au dat o mână de ajutor la constituirea patronatului gălățean. Aceștia fiind inginer Constantin Râșnoveanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României și membru în Colegiul Național al CNIPMR, Eugenia Ionescu, reprezentant al programului american Centrul Internațional al Întreprinderilor Private, CIPE, pentru CNIPMR, dar și unor personalități locale precum Dan Lilion Gogoncea, fost președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Nicolae Beuran, fost prefect al județului Galați, precum și a fostului președinte al Consiliului Județean, Răzvan Angheluță. Și nu în ultimul rând, spun acest lucru, atât domnul Răzvan, atât domnul Dan Lilion Gogoncea, atât domnul Nicolae Beuran, din păcate ne-au părăsit. Anul 1999, a fost anul în care a reprezentat an de cotitură în activitatea patronatului întreprinderilor mici și mijlocii Galați. A fost ales un nou Consiliu de Conducere. Astfel, Consiliul Director
a demarat imediat un ansamblu de activități în baza unei strategii și a unei organizări interne pe domenii și departamente. Acestea au urmărit, pe de o parte, îmbunătățirea cadrului normativ legislativ și instituțional, care să creeze climatul favorabil creșterii numărului și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, iar pe de altă parte, soluționarea multiplelor probleme cu care se confruntau acestea în activitatea de zi cu zi. Astfel, asociația noastră patronală a devenit cunoscută și apreciată în scurt timp în mediul de afaceri călățean, respectată și recunoscută de administrația locală și instituțiile statului în plan local. 2003. Datorită schimbărilor apărute în materie de legislație, am fost obligați să devenim instituții cu personalitate juridică. Astfel, continuatorii și noi membrii fondatori au fost aprobați de instanța de judecată, certificând adaptarea la noile cerințe legislative. Aș dori să amintesc aici pe președintele CNIPBR, profesor universitar dr. Ovidiu Niculescu, Constantin Saulea, Mariana Costache, Octavian Chivu, Adriana Zanfirie, Dumitru Vieră, Sorin Dincă, Sorin Ionescu, Mihai Irimia, Marcel Cercelaru, Andrei Banaga, Grigore Ragea, Iulian Odepal și Constantin Cristea. 2004. Dobândirea drepturilor privind caracterul de reprezentativitate și utilitate publică în România. Astfel, patronatul IMB Galați este reprezentat de Comisia Dialog Social din cadrul Prefecturii Județului Galați, Consiliul Consultativ al AJOFM-ului, Colegiul de Conducere a Camerei de Comerț Galați, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social a Inspectoratului Școlar Județean, Comisia Județeană în domeniul calității de șanse între femei și bărbați, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate de Galați, Consiliul Tripartit Consultativ al Casei Județene de Pensii, Grupul de Coordonare a Tranziției la Neutralitatea Climatică la nivelul Județului Galați, Tranziția Justă, și de asemenea facem parte din Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 la nivelul regiunii Sud-Est. Din 2000 demarăm primele proiecte la care vom fi implicați și care numără în prezent peste 50. Amintim aici proiectul Leonardo da Vinci, Euroscola de Seminești, însemnarea în luna noiembrie 2003 a acordului și contractului de colaborare cu CHF, o organizație americană de dezvoltare internațională în vederea implementării programului de credite la Galați. CSIMM, crearea la Galați unui centru regional de stimulare a dezvoltării IMM-urilor sau programul FLOD Recovery, ce a fost înființată în anul 2005-2006, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Cele 3,2 milioane de dolari au fost destinate lucrurilor necesare remedierii efectelor inundațiilor catastrofale pentru județul Galați și Vrancea. Întregul proces de întocmire a proiectelor, contractelor și execuția lucrărilor finanțate la acea vreme a fost atribuit exclusiv de către partea americană, patronatul întreprinderilor mici și mijlocii Galați. 2010. Din anul 2000 și până în prezent, patronatul IMM-urilor a organizat la Galați și de 5 ori, în ani diferiți, invitând toți colegii din țară, Forumul Național al IMM-urilor din România, Ziua Întreprinzătorilor și Săptămâna Europeană a IMM-urilor. Patronatul IMM Galați a organizat misiuni economice împreună cu Camera de Comerț, de asemenea a fost preocupată de atragerea de investitori străini, găzduind un număr de 27 de astfel de entități cu dorință și potențial investițional din Grecia, din Franța, din China, din Spania, din Olanda. Totodată, prin contribuție proprie, am adus la Galați ambasadorul Statelor Unite de două ori, în 2010, domnul Rosa Pepe și în 2017, domnul Clem, ambasadorul Marii Britanii, ambasadorul Regatului Norvegiei, ambasadorul Republicii Populare Chineze de 3 ori. În aceeași notă am organizat în cei 30 de ani sute de acțiuni, mese rotunde, simpozioane, întâlniri de lucru, conferințe, toate cu tematică economică, venind în sprijinul întreprinzătorilor și cu folos pentru activitatea desfășurată. 2005. Organizarea primei întâlniri a Consiliului Regional a Federației Patronatelor IMM-urilor de regiunea Sud-Est. Cu această ocazie s-a stabilit ca Federația Regională să aibă sediul la Galați. De asemenea, demnă de remarcat este organizarea din anul 2000 a acțiunilor anuale de recompensare a performanțelor în mediul de afaceri a celor care sunt actori în peisajul economic lățean. Top cel
Topul celor mai performanți a devenit un brand al instituției noastre, de câțiva ani bucurându-ne de prezența ca și coorganizator a Consiliului Județean și a președintului domnul Costel Fort. Patronatul IMM-urilor de-a lungul timpului a beneficiat de recunoașterea contribuției mele de afaceri, fiind recompensat cu numeroase premii și diplome acordate de Camera de Comerț și Industrie, de Gala Societății Civile din România, de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, de Ministerul IMM-urilor de România, de Consiliul Județean, de reviste de specialitate precum Economistul și Banii Noștri, de Viața Liberă sau Federația Patronatelor din Bucovina. 2008, în toată această perioadă, am reușit printr-o preocupare permanentă, muncă asiduă, coordonarea cu mulți colaboratori ai instituției noastre, să aducem o contribuție de seamă la cunoașterea și prețuirea întreprinzătorilor gălățeni, la aprecierea deplină a rolului acestora la dezvoltarea melegurilor gălățene. Astfel, în anul 2000, împreună cu bunul nostru prieten Tudose Tatu, am publicat cartea Istoria trudită a fabricilor uitate, o lucrare unică în peisajul publicistic gălățenii. Apoi au urmat industria și comercianți gălățeni, harni și de temut, mărci de fabrici și comerț, la care am adăugat contribuția deosebită a domnului Adrian Bohriv, șeful Serviciului Direcția Județeană Arhivilor Naționale. Lucrare unică, de o calitate excepțională, apreciată de însăși Academia Română. În mod firesc a urmat o altă lucrare amplă realizată cu ajutorul unui proiect european, cartea s-a intitulat Tradiția promotare a pescuitului actual. Lucrarea aparte, specifică a realului în care trăim și ne desfășurăm activitatea. În 2016 am reușit să punem în pagină lucrarea realizată cu multă trudă și ambiție, cu cercetare complexă de ani de zile ce se constituie și în actul nostru de naștere, pe care l-am revendicat pe bună dreptate, intitulată Societatea Branșelor Galați, Istorie și Documente 1896-1946. Descoperindu-ne rădăcinile, începând cu 14 aprilie 1896, deci acum 127 de ani, tradiție pe care noi, întreprinzătorii, ne-am străduit să o renodăm practic în noile realități ale țării, sub un regim democratic nou, liber, într-o societate, iată azi împlinind 30 de ani. 2020. Nu pot să închei fără să amintesc că zilele acestea s-a deschis la Galați oficiul zonal și pentru Brăila a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, un lucru extrem de benefic pentru oamenii de afaceri și nu noi. Doamnelor și domnilor, organizația noastră, conform legilor statutului propriu, este apolitică, non-profit și neguvernamentală. Și să vă mai spun ceva, și țin neapărat să vă spun acest lucru, întreaga activitate a Consiliului Director și a mea ca președinte este din totdeauna pe bază de voluntariat. Cred că suntem singurii din România cu 30 de ani de voluntariat. Iată, azi împlinim 30 de ani. De dimineață până seara am fost prezenți în activitate, fără ca eu și colegii mei să beneficiem de vreun avantaj sau sinecură în afară de cele puse la dispoziție pentru toți întreprinzătorii. În final, vreau să mulțumesc coorganizatorului acestui eveniment al IMM-iștilor, domnului Costel Fotea și Consiliului Județean Galați. De asemenea, partenerilor oficiali, domnului primar Ionuț Cucheanu și Consiliul Local, precum și corpului experților contabili și contabililor autorizați din România. Acesta a fost raportul, să-i spunem, al nostru, concis, care a punctat momentele mai importante din activitatea noastră, altfel ar fi trebuit să scriem o carte. Aceștia sunt membrii Consiliului meu, am urcat să urce pe scenă, să-i cunoașteți, când am prezentat raportul și să înțeleagă toată lumea că nu e numai munca mea, că nu sunt numai eu, că avem un Consiliu de Conducere, oameni devotați, oameni harnici, care merită toată stima colegilor noștri, a oamenilor de afaceri din municipiul și județul Galați. Le mulțumesc foarte mult! Rog să ne adreseze mesajul dumnealor, oficialitățile prezente în această seară alături de noi și în această
calitate, îl rog pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Costel Cotea, care este coorganizator și prietenul apropiat al mediului de afaceri, să ne adreseze mesajul. Mulțumesc mult! Bună seara, dragi prieteni! Bună seara, dragi gălățeni! Le spun bun venit celor care nu sunt din Galați, celor care sunt pentru a treia oară la Galați, le spun încă o dată bine ați venit la Galați. Dragi prieteni, felicitări! Felicitări că ați reușit 30 de ani, 33 de ani, să supraviețuiți și să faceți ca visul pe care dumneavoastră îl aveați, să puneți bazele unui business sau unei afaceri, să prindă roade și să dea roade. Pentru că nu a fost ușor, 30 și ceva de ani de zile, să treceți peste toate vicisitudinile legislative, să treceți peste toate problemele, peste crizele financiare, peste crizele economice, peste denominare, peste criza energetică și alte probleme, perioada de pandemie, perioada de război acum în Ucraina, prețuri crescute, nu a fost ușor. Nu v-a fost ușor. De aceea vă felicit pentru că ați reușit. Ați reușit pentru că ați fost perseverenți, pentru că ați știut cel mai bine cum să menegereați business-ul, afacerea, ca ea să reziste, pentru că nu a fost ușor. Eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean și Gălățean, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru Galați, pentru județul Galați și nu numai. Trebuie să fie, am spus-o de foarte multe ori, trebuie să fie un parteneriat strâns între instituțiile statului și mediul de afaceri, ca astfel să putem să prosperăm. Nu poate să funcționeze o întreprindere, o societate, fără un sistem bugetar bine pus la punct și care să funcționeze și în același timp să vă pună la dispoziție și să fie în slujba dumneavoastră. Trebuie să fie un parteneriat. Un parteneriat corect între stat și instituțiile și societățile private. Pentru că sunteți cei care plătiți impozite la stat, pentru că sunteți cei care sunteți motorul economiei românești și trebuie să beneficiați de respect din partea statului român și din partea instituțiilor statului. De aceea eu vă mulțumesc și sper ca, în calitate de președinte al Consiliului Județean, să nu vă fi dezamăgit această instituție pe care o reprezint. Am încercat să atragem fonduri europene care să fie motorul dezvoltării acestui județ, acestei regiuni. Timid, dar am reușit. Dacă acum câțiva ani de zile vorbeam despre proiecte la care doar visam, astăzi vorbim despre proiecte care se concretizează și se materializează. Dacă acum câțiva ani de zile vorbeam de proiecte de dimensiuni de 100.000, de 200.000, de maxim 1.000.000 de euro, astăzi vorbim despre proiecte de câteva sute, zeci de milioane de euro. Dacă vorbeam de câteva milioane de euro, astăzi vorbim total proiectele cumulate, deși o să vi se pară o sumă exorbitantă, dar total proiecte pentru această regiune depășesc 3 miliarde de euro. Și sunt proiecte concrete. Avem o strategie concretă de dezvoltare a acestei regiuni, dar avem nevoie de dumneavoastră. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, avem nevoie de sfaturile dumneavoastră și avem nevoie ca aceste proiecte să fie implementate de dumneavoastră. Fără dumneavoastră, aceste proiecte nu ar putea sau nu vor putea să vadă, eu știu, realizarea să fie realizată. Îl felicit pe domnul Filimon, pentru că discutând și vorbind cu domnul președinte Jianu, 30 de ani înseamnă foarte mult, ca și număr de ani. Dar 30 de ani înseamnă și mai mult atunci când această activitate o faci pro bono. O faci doar din dorința ca oamenii de afaceri să fie informați, să fie tot timpul la curent cu ceea ce se întâmplă și să ții aproape. Felicitări! Felicitări, domnule Filimon,
pentru că nu este ușor să vii să faci o activitate neremunerată. Mi-aduc aminte de câte ori ne-am întâlnit pe la București, de 3 ani de zile am început acest program de tranziție justă, din care Galațiu face parte, din cele 6 județe pe România, un proiect de 2,14 miliarde, iar Galațiului îi revin 400 de milioane. Și vă îndemn pe toți cei din mediul de afaceri să aplicați la acest program, pentru că este o posibilitate și o șansă unică pentru mulți dintre dumneavoastră să puteți să beneficiați de finanțare europeană, la care să aveți o cofinanțare de 2% până la 25%. Astfel de programe europene nu au fost și nu știu când vor mai fi sau când va mai beneficia Galațiu de o astfel de finanțare. La mulți ani întreprinderilor mici și mijlocii, la mulți ani și multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră și celor apropiați, și să dea Dumnezeu să fim binecuvântați în continuare și să fim împreună, pentru că sigur vom trece tot așa cum am făcut-o peste toate vicisitudinile. La mulți ani, dragi prieteni, la mulți ani IMM-urilor și succes în business-urile pe care le aveți, iar următoarea dată când ne vedem, fie ca balanța și bilanțurile dumneavoastră să fie mult mai mari decât cele de la sfârșitul anului 2022. Succes mult tuturor! Mulțumesc și îmi rog pe domnul președinte să rămână un pic, să inuneze o distinție la 30 de ani pentru colaborarea bună, în semn de respect și prețuire. Așa cum am văzut că se face de fiecare dată la întreprinderile mici și mijlocii, când cineva primește un premiu, spune și 2 cuvinte. Eu am spus mai multe cuvinte, dar acum am să spun câteva cuvinte și vis-a-vis de acest premiu. Este meritul unei echipe, este meritul unei echipe din instituția frumoasă numită Consiliul Județean Galați, care acum 30 de ani, începând de la președintele Angheluță, președintele Gogoncea, Dumnezeu să ierte că nu mai sunt printre noi, această instituție a fost alături de dumneavoastră. Uneori mai mult, alteori mai puțin, dar a fost aici, a fost alături de dumneavoastră. Nu este meritul celor care conduc instituția. Este meritul unei echipe. Pentru că dumneavoastră știți cel mai bine că atunci când ești înconjurat de oameni valoroși, ai rezultate și reușești să faci ceva. Acest premiu este pentru toți colegii de la Consiliul Județean, cărora le mulțumesc pentru ceea ce fac, iar dumneavoastră tuturor succes în continuare. Mă rog să ne adreseze mesajul dumnealui, domnului președinte Florin Gianu, președintele Consiliului Național de Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, domnului ministru, pentru că a fost ministru de 2 ori în Guvernele României, cel care e un reprezentant de seamă și de mare merit al întreprinzătorilor din România. Bună seara tuturor! Așa cum a spus și domnul președinte Fotea, aș vrea să-i salut și eu pe cei care au venit în Galați. Eu mă simt deja gălățean, vin aici de vreo 15 ani, de cel puțin 2 ori pe an, așa încât cred că mi-e permis să pot să-i salut și eu pe cei care vin în Galați. I would also like to salute our American friends. I apologize, but I will speak in Romanian. E foarte bine că avem aici și reprezentanți de seamă ai forțelor NATO. Asta arată că România este într-o poziție privilegiată și că se află într-o familie extrem de puternică. Îl felicit pe domnul Filimon pentru raportul pe care ni l-a prezentat succint. Sunt 30 de ani care înseamnă activitate extrem de complexă. Ați văzut echipa din spatele dumnealui. Anul trecut, Consiliul Național al IMM-urilor a împlinit aceeași vârstă de 30 de ani de când activitatea patronală a fost reluată, pentru că
dacă e să vorbim numai de Galați, activitatea breslelor, așa cum erau numite ele în acel moment, a început undeva la 1896 și făceam un calcul că 30 de ani din cei 127 de ani de mișcare patronală vi se datorează dumneavoastră, celor aici din sală, celor zeci de mii de întreprinzători din Galați și din regiune. 30% din această perioadă e un număr. Arată consistență, arată istorie, arată foarte, foarte multă muncă și e greu să spui sau să cuprinzi în cuvinte tot efortul miilor de întreprinzători și a zecilor de mii de angajați. Pentru că, așa cum spunea și domnul președinte Fotea, fără echipe, fără angajați, fără comunități, niciunul dintre noi nu cred că ar fi reușit să se afle în momentul și în locul în care se găsește în acest moment. De dimineață, pentru că așa, acum e un eveniment de celebrare, dar să știți că de dimineață au început lucrările celor 30 de ani de activitate patronală. De dimineață am avut un simpozion cu privire la programul privind tranziția verde. Am îndemnat și eu întreprinzătorii din Galați să facă uz de fondurile din acest program, care sunt destinate numai celor 6 județe care au nevoie mai mare de această tranziție verde, printre care și județul Galați. Sunt deja 2 ghiduri puse în transparență publică și undeva în iulie-august deja se poate aplica pentru aceste programe. Am spus câteva cuvinte și de încurajare astăzi cu privire la știu cât ne este de greu și cât de foarte multe ori nu vedem un pic orizontul, nu vedem ce se întâmplă cu adevărat în spațiul economic și social, dar să știți că România e pe un drum bun. Am văzut că inflația se domolește încet încet și că ea scade și o scădere accentuată și continuă. Am văzut că salariul mediu pe economia a crescut și ăsta e meritul în întregime al mediului privat, al angajatorilor și ai angajaților dumneavoastră. Dar am văzut și o parte mai puțin pozitivă, aceea că, spre exemplu, producția industrială scade sau a scăzut cu 3% față de anul trecut și cred că e de datoria noastră, a tuturor, a celor care sunt în funcții publice sau a noastră, a reprezentanților mediului de afaceri, să facem tot ceea ce ne stă în putință, să inițiem programe adecvate pentru mediul de afaceri, pentru industriași. Iar noi la Consiliul IMM-urilor nu ne lăsăm. Propunem politici publice, acum pentru că o să vină un nou guvern începând cu iunie, le-am propus deja, să știți că ne-am făcut treaba, am propus deja câteva fișe de programe, un program pentru startup-uri pe care l-am numit Startup Revolution, pe care l-am prezentat și astăzi, care avea o colecție de idei și proiecte destinate tinerilor întreprinzători, sângelui proaspăt din economie, dar și întreprinderilor care sunt de un număr de ani. Și această propunere a venit și pentru că domnul Filimon și alți colegi au insistat foarte mult și au spus: domne, da, ok, vorbim de aceste startup-uri, de tinerii întreprinzători, dar ce facem cu întreprinzătorii care sunt de un număr de ani pe piață și care și ei au probleme? Cum reușim și lor să le arătăm că, virgulă, contează pentru România, contează pentru noi toți? Și atunci am propus o fișă de program pentru firmele care au minim 10 ani de activitate și care foarte multe dintre ele sunt prezente și astăzi în sală, sunt prezente și la nivelul Consiliului Național al IMM-urilor, așa cum am propus și o fișă de programe pentru independența energetică, extrem de importantă. Am învățat un lucru din partea colegilor și întreprinzătorilor din toată țara, care au spus: cea mai ieftină energie, energia pe care o produs singur.
Și atunci, un program pe care, prin care să ajutăm pe scară largă zeci de mii de IMM-uri este extrem de necesar în perioada următoare. Există și resurse financiare, le-am identificat și pe acestea. Numai voință și profesionalism să existe. V-am spus aceste lucruri pentru că voiam să vă transmit și câteva informații de la evenimentul de dimineață și pentru că mă apropii de finalul intervenției mele și pentru că știu că domnul Filimon e foarte, foarte atent și cu timingul evenimentului și cu regia evenimentului, îmi face mare plăcere să-i dau acest timing peste cap și să-i stric regia evenimentului, să-i invit pe colegii de data asta din Consiliul Director al Consiliului Național al IMM-urilor pe scenă. Văd așa pe domnul Davidescu de la Buzău, doamna Elena Coandă de la Constanța, domnul Florin Duma de la Ploiești, Sebahat Caia de la Tulcea, domnul secretar general Stelică Fudulea și Marian Costa de la Slobozia și alături de dânsii și să-i mânăm domnului președinte Filimon din partea Consiliului Național al IMM-urilor două distincții cu privire la... și domnul Roman, mă scuzați, domnul Roman, care vine de la Focșani, două distincții din partea Consiliului Național al IMM-urilor, arătându-i întreaga noastră prețuire asupra celor 30 de ani de activitate a Consiliului Național al IMM-urilor. La mulți ani, domnule Filimon, la mulți ani, dragi întrebători! Surpriză deosebită. Mulțumesc colegilor mei. Da, ați spus ceva la cale cu tot deosebit. Sigur că în egală măsură și aici n-aș vrea să creadă cineva că ne premiem între noi și așa mai departe. Nu, că și eu aveam o surpriză pentru Consiliul Național. Pentru că, într-adevăr, sunt 30 de ani, Consiliul Național, Confederația Patronală, cea mai mare din România, din care facem parte, a fost alături de patronatul de la Galați întotdeauna, ne-a onorat, ce să vă spun, sunt alături de domnul președinte Gianu, de ani de zile, sunt prim vicepreședinte și mă onorează și mă obligă. E efortul nostru a Galațului și a colectivului pe care îl reprezint și sunt mândru de acest lucru. De ce să nu fiu? Vă mulțumesc! Da, și dăm și noi Consiliul Național și domnul Jean. Acum să vă văd. Cum a zis domnul președinte Fotea? Trebuie să mai spun câteva cuvinte când primesc un premiu. Premiul e al lor și al dumneavoastră. Mulțumesc, extrem de frumos. Și în continuare și încheiem mesajele autorităților. Îl rog pe domnul suprefect Ciprian Manea să transmită mesajul prefecturii și accepțiunea noastră și a celor legale, prefectura reprezintă guvernul în teritoriu. Vă rog. Dragi întreprinzători, stimați și distinși invitați, este o plăcere pentru mine să vă transmit salutul instituției prefectului județului Galați în numele domnului prefect Claudiu Gavril. Atât domnul prefect, cât și eu, provenim din zona de business. Așa că înțelegem și cunoaștem toate problemele cu care vă confruntați. Nouă ne face o deosebită plăcere să vă felicităm pentru Ziua Întreprinzătorului și în special pentru cei 30 de ani
de patronat al întreprinderilor mici și mijlocii din România și vă felicităm pentru toată activitatea pe care o depuneți. Ne asumăm rolul de parteneri în relația cu antreprenorul. Ne asumăm un parteneriat activ bazat pe fapte concrete și pe o relație benefică, în special pentru mediul economico-social din Galați. Eu aș vrea să vă vorbesc destul de multe despre antreprenoriat, despre startup-uri, despre digitalizare, despre energie verde, despre tranziție justă, dar cred că este mai important ce aveți dumneavoastră de spus. Așa că vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut în acești 30 de ani. Dar mai mult vă felicit pentru ce veți face de mâine începând. Galațiul se dezvoltă și vă mulțumim pentru asta. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule subprefect. Vreau să ne încadrăm într-un timp pe care l-am gândit din punct de vedere organizatorii ca să nu stăm până mâine dimineață. Oricum nu pleacă nimeni pentru că, conform tradiției și dumneavoastră cunoașteți acest lucru, am închis toate ușile, nu mai puteți ieși. Că la sfârșit vom avea o mică festivitate prin care vom închina o cupă de șampanie. O să vedeți. E o surpriză. Și trebuie să participați cu toții. Deci, plecând de la această motivație, rog pe domnul președinte Fotea și pe domnul președinte Jeanu să urce pe scenă, pentru că vom acorda distinții. Distinții celor care timp de 30 de ani au fost alături de noi și care au împlinit și ei 30 de ani de activitate. A fost singurul criteriu pe care l-am găsit și l-am gândit ca să nu iasă discuții. Și că altfel ar fi trebuit să dăm foarte multe premii la foarte multă lume care au fost, sunt alături de noi, care ne-au ajutat și care merită toată lauda și tot respectul nostru. Deci, acesta a fost criteriul. Caut prin hârtiile acestea unde am premiile, le-am găsit. Nu o să mai apelăm ca la Oscar-uri, să mulțumim celui de sus, mamei, tatei, și așa mai departe, ca să mergem într-un ritm mai accentuat, o să înmânăm diplomele și, sigur, o să-i felicite cei doi președinți. În ordine alfabetică facem acest lucru. Nerespectând această ordine de la bun început. Înmânăm distinția noastră la 30 de ani unui membru fondator la care ținem foarte mult. Unui industriaș care bătăios. Unui om de toată isprava. Domnului inginer Mihai Simpou. Facem o poză. Mulțumesc frumos. Acordăm următoarea distinție. Tocmai ce am spus că... Dar numai două, vă rog, doamneți. Vreau să mă refer la ce a spus domnul președinte Fotea. Că noi cei care am întemeiat IMM-uri din Galați, eu fiind printre primii, am supraviețuit celor 30 de ani. Sper să mai supraviețuiesc și hărțuielor pe care mi le face primăria în momentul față vreo 2 de zile. Și atunci chiar că IMM-urile și eu ca membru al IMM-urilor voi rezista. Mulțumesc! Următoarea distinție merge către Adina SRL, doamna Camelia Blidaru, o întreprinzătoare inimoasă și
pe care o așteptăm să urce pe scenă. Nu a dânsa n-a putut să vină, dar a venit cineva din bordul de firmă. Următoarea societate căreia îi acordăm distinția noastră, societate mare cu rezultate remarcabile, se numește Arabesc SRL, a cărui patron este Cezar Rapotan, lucru în reprezentantul societății să urce pe scenă. ani alături de noi, 30 de ani și dânși. Domnul director. Sigur. 30 de ani alături de județul Capitale. Așa este. Următoarea societate care primește distinția noastră este Arcada SRL, patron Mihai Fumă și Spiru Mantu, societate mare cu care ne mândrim și care este membra noastră și reprezentantul societății noastre să urce pe scenă. Următorul premiu merge către un reprezentant ai celor care sunt în domeniul financiar bancar. O bancă de tradiție, o bancă care a fost alături de noi întotdeauna, o bancă care se revendică pentru IMM-uri și care are programe în acest sens de sprijin. Este vorba de Banca Transilvania, a cărui director este domnul George M. Mă rog, reprezentantul să urce pe scenă. Deci Banca Transilvania. O să spun înainte că și noi tot 30 de ani facem anul ăsta. Știu, că nu v-a spus că asta a fost și criteriul. Adică unul din criterii. 30 de ani și să fie și alături de noi. Mulțumesc mult de tot. Următoarea societate care primește distinția noastră se numește Bobby Mara, a cărei patron este doamna profesor Marieta Ionescu Roc, reprezentantul societății să urce pe scenă. Următoarea distinție o acordăm societății comerciale Butan Grup SRL. Domnului Viorel Butan, o societate de tradiție, o societate solidă, cu oameni deosebiți. Ia uitați cine a venit, domnul George Butan. Acordăm următoarea distinție unui partener de tradiție pe care îl respectăm, cu care avem programe comune și cu care ne înțelegem foarte bine și care are un rol extrem de important pentru mediul de afaceri. Cecarului. Și rog pe domnul președinte Cătălin Silviu Severin să urce pe scenă, să primească distinție. Deci este vorba despre corpul experților contabili. Corpului experților contabili
o plachetă extrem de interesantă și frumoasă. Mulțumim! Următoarea distincție se îndreaptă către CIP SRL, o societate de tradiție, condusă de un patron serios, domnul Florin Ivan. Îl rog să urce pe scenă. Acordăm distincția noastră societății comerciale Criomec S.A., a cărui patron este domnul profesor Alexandru Șerban. Rog reprezentantul societății să urce pe scenă. Ba da, există, cum să nu. Este doamna director, nu a trecut doamna, nu a făcut din asta. Doamna Adriana Inescu a fost în bordul de conducere director la Criomec, a aplicat pentru ceea ce se numește Fondul de Garantare și Oficii de la Galați și de o perioadă de timp scurtă, de când noi astăzi am deschis oficiul și l-a inaugurat la Galați, este cea care va coordona acest oficiu pentru județul Galați și Brăila. Să o felicităm! Următorul premiu merge către societatea comercială Daniel SRL, o firmă de tradiție, cunoscută în Galați, un patron serios, muncitor, domnul Daniel Diaconescu, care merită din plin, a fost alături de noi 30 de ani și a împlinit și 30 de ani. Următoarea distincție merge către societatea comercială Didona SRL, doamna Didica Dolea, un brand și, sigur, o femeie manager care se bucură de succes în rândul comunității călățenii. Următoarea distincție va fi acordată societății comerciale ENA Group S.A., societate de tradiție de 30 de ani. Vă rog pe domnul Ragea Grigore, care e și membru Consiliului de Conducere, să urce pe scenă să primească distincția. Următoarea distincție se acordă societății comerciale Evrica Eurodips SRL. O societate cunoscută în Galați, a cărui patron este domnul Paul Ciurea. Rog reprezentantul societății să urce pe scenă. Felicitări! Următoarea distincție merge către societatea comercială Grande Gloria Production S.A., patron domnul Ali Ildirir și domnul director Cornel Uvancea, care va urca pe scenă, o firmă de nume, de renume, un brand cunoscut, atât în Galați, cât și în țară, cât și în străinătate, în foarte multe țări. Vă rog, domnule Uvancea, să
primiți distinția. Mulțumim mult de tot! Următoarea distinție merge către un colaborator și o societate la care ținem foarte mult și care ne-a ajutat în toată această perioadă. Este societatea de asigurări care a trecut pe locul 1 în țară de anul trecut. Este vorba de grupa asigurări ESA. Vă rog pe doamna Nicoleta Bartavec, director la nivel central, să poftească pe scenă. Se acordă distinția noastră societății comerciale Iricat SRL, firmă de tradiție, de 30 de ani în Galați. Vă rog pe domnul Irimia Cătălin să urce pe scenă. Vedeți că ținem cont de ordine alfabetică. Următoarea distinție merge către societatea comercială IVAS SRL, firmă de tradiție, un patron de toată isprava, domnul Ion Ivașcu, au rezistat, rezistă cu brio și merită distinția pe care o acordăm, că ne-au ajutat întotdeauna. Următoarea distinție se îndreaptă către societatea comercială Myron Galați S.A. Rog reprezentantul societății, societate mare, societate cunoscută în țară, oameni care merită toate laudele, să urce pe scenă să primească distinția. Și care au împlinit 30 de ani. Care au fost alături de noi întotdeauna. Următoarea distinție se îndreaptă către Marina Prodprest SRL, o firmă de tradiție de 30 de ani în peisajul galățean, a cărui patron este domnul Iulian Odi Pal, un luptător. Un luptător. Acordăm distinția noastră unei societăți comerciale de 30 de ani, a unui întreprinzător care a fost și este alături de noi, este vorba de Nicolae Ion SRL și rog pe domnul Octavian Chivu să urce pe scenă. Ne apropiem de final, mai avem câțiva. Mă încadrez în timp. Mi-am propus până la ora 8. Pentru că avem un program lung. Acordăm distinția noastră societății comerciale Primo SRL. O societate frumoasă, bună, condusă de domnul Bogdan Manea și domnul Gabriel Radu. Rog reprezentantul societății să urce pe scenă. Sunt membrii noștri de atunci, de la începuturi. Sigur, tot de 30 de ani.
se acordă distinția noastră societății comerciale Rompormet S.A., societate mare, societate deosebită, oameni deosebiți, care merită întreaga stimă a comunității de afaceri gălățene, care este condusă de domnul Bogdan Visterneanu. Vă rog. Felicitări. Se acordă distinție noastre societății comerciale Royal S.A. domnului Petre Sami, care de 30 de ani e în activitate și a fost alături de noi întotdeauna. Se acordă distinția noastră societății comerciale Saltempo SRL, de 30 de ani în peisajul gălățean, o societate și un brand cunoscut, cu un patron și un director de toată isprava, domnul Sorin Miltiade Istrate. Mulțumim pentru sprijin și ajutor. Acordăm distinția noastră aniversară societății comerciale Ship Design Group, o societate de tradiție, membra noastră, patron Vasile Giuglea, un om cu totul și cu totul deosebit, un colectiv deosebit, rog reprezentantul societății să urce pe scenă. Proiectarea, arhitectură, navală și așa mai departe. Se acordă distinția noastră societății comerciale Steyr International S.A. domnului Ștefan Nicolae, un om de ispravă, o societate comercială cunoscută, un brand. Da. Merită aplauzele noastre. Să știți că ea nu știu câta oară, dar credeam că de data asta va veni. Domnul Ștefan Nicolae mi-a spus, domnule, te rog, iartă-mă, nu prea grezi eu așa să ies în lume, să mă vadă lumea, să mă aplaude. Se acordă... Ia auzi, mi se spune că au și un deces în familie, nu știu ce. Se acordă distinția noastră unei societăți comerciale, membra noastră, care are 30 de ani și care are un patron inimos, serios, și care e alături de noi dintotdeauna și care merită aplauze. Este vorba de TB Import Export, domnul Tudorel Bocos. Și ultima societate pe care o premiem, da, nu ultima, că e ultima, dar să fim bineînțeleși și în ordine alfabetică. Ei, de altfel, sunt oameni și firmă serioasă, mare. Acordăm distinția noastră firmei Vega 93 SRL, membra noastră de 30 de ani. Mă rog pe domnul director Doru Chiper, un apropiat al nostru și un om respectat în domeniul construcțiilor, să urce pe scenă și să primească distinția respectivă.
Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc la fel. Sperăm ca peste 30 de ani numărul firmelor care fac 30 de ani să fie de 3 ori mai mare.